Pentru jocul de astăzi, Aurică, minte fără frică, a adus cuburile de gheață. În cuburile de gheață sunt, după cum se vede în mod aleatoriu, așezate diverse figurine. Iată, de exemplu, să se afle pe cine mușcă tigrul de fund. Tigrul mușcă de fund pe porcul. Porcul mușcă de fund pe cap. Ce e asta? Capra. Cum te-ai dat seama? E țap? E țap toată ziua. Văd. Nu, te uiți la barbă. Unde te uiți? E țapă? E țap, da, e țap. Nu știu. Te uiți să vezi dacă s-a tras la față așa. Jocul conține figurine, cuburi de gheață și doar 90 de secunde la dispoziție. Claudia Pavel, despre care se știe din videoclipul, că este foarte fierbinte, are mari șanse să joace. Diana, care are cea mai mare forță în brațe, are și ea șansa ei. Câteodată e bine să-ți vină forța în brațe, mai ales după discuțiile astea. Și Ramona, care niciodată n-a lăsat un bărbat rece. Are și ea șansele. Mamă, de la Belu Catolic. Ce trebuie să faceți? Aveți 90 de secunde la dispoziție. Aveți voie prin orice metode să topiți gheața. Suflând, frecând, asezonând. Puteți să țineți gheața la sub braț, să o băgați sub tricou. Frec chestia asta mare. Puteți face ce vreți voi. După 90 de secunde numărăm câte figurine au fost eliberate. N-aveți voie să dați de masă sau de podea cu cuburi de gheață. Start în 3, 2, 1 și... Puteți lucra cu unghiile, cu degetele. Nu! Stai așa Sau jocul se termină atunci când cineva reușește să scoată toate figurinele. Diana, ce faci acolo? Acesta o crio sauna ceva? Da, este pentru menținerea tinereții. 30 de secunde, domnilor. Diana este singura care are curaj și folosește de-a dreptul corpul. Claudia este și ea foarte aproape. 10 secunde. 8, 7, 6. Stai, mă, cu dinții aia, băi. Ai, țapul. Ce să-i fac? Ce, țapul nu se desgheață, nu? Țapul rămâne, a rămas rece. Ce? Stop, joc. Stop. Stop. Ramona. Soțul antilopei, gras. Asta e antilopă pe steroizi. Aurică, de unde avem noi jucăriile astea? Sunt foarte acum tari. Plânge un copil de aici din hotel, ce crezi? Ieri ce-a făcut pe plajă? A adunat din jucăriile copilului. Avem aici Leo. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Asta nu e eliberată, nu e eliberată și astea nu sunt eliberate. Nu, nu mai băga în guriță, te rog eu. Și acoperă-ți astea, te rog. Și du-te la meteo, bravo. N-ai reușit decât 6 obiecte. Diana, care ați văzut, este singura care a băgat în priză și coapsele. A reușit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calul nu e eliberat, e cu capul în gheață. 9, mașinuța. 10, văcuța. Asta nu e eliberată. 11, 12. Bravo, bravo, Diana. Bravo. Mi-a căzut 4 pe jos. Da. E patrul tău? Claudia, tu n-ai avut 4 niciodată. Cum ar zice Diana, un 8 ori 4. Bun, hai să vedem. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Țapul nu este eliberat, se ține încă 9, 10. Cățelușul nu l-a numărat nimeni, l-a văzut? Nu m-am înțeles cu țapii. 11, 12, 13, 14, 15 și cu porcul ai câștigat, Claudia. Nu cred, da? Ba da, ba bine. Da. Am zis că... Toată lumea știa că așa se va întâmpla, că Aurica măslui. Ai șansa să... Ce șansa are, Dani? Ia. Asta e premiu? No, premiu? No, premiu este țapul. Băi, eu îl iau, să știi. Da, e cam tras la față. E de la, vreme. De da. La... Apropo de vreme, lasă că răcești, Claudia, încetează. Noi suntem vecini, să știți, ne permitem. Ai zis, deja știi, absolut toată lumea. M-a sunat domnul Anton de la primărie să mă întrebe dacă să vă scoate pe unul dintre voi de la întreținere. Plătiți aiurea impozitul.
Da. Uite și felinarul. Ia uite, Mutulică, ți-ai găsit felinarul. Bravo, bravo. Claudia, dacă ar fi o situație de viață și de moarte, da, ai da o fugă într-un suflu până la mine acasă? Da. Da. Trebuie să verificăm dacă suntem dispuși să ne ajutăm unii pe alții. Da, sigur, poți să contezi. Acum ne și asfaltează. Da? Da, reasfaltează. Super. Poți să vii cu trotineta mâine, păi mâine. Nu le am cu trotineta. Rolele. Nu, vin cum știu eu. Da, vin. Vino, că și eu te primesc cum știu eu. Fai, așa, am o jenă, știi care e problema, în față plouă și în spate e marea, că n-am, m-aș duce, dar n-am unde. Sunt glume nevinovate între vecini.